este prezentarea noii mele mașini de la un Duster RS la un... Apare acolo 25.000 de kilometri, care clar o să facem și o mică evacuare. Haideți să vă arăt cum se aude evacuarea. Salut, eu sunt Dandu și bine v-am găsit la un nou vlog. Azi avem, cred că, cel mai special vlog de pe tot canalul meu, pentru că este prezentarea noii mele mașini. Nimeni n-a ghicit până acum ce mașină este și am emoții, dar haideți să vă arăt, pentru că nu vreau să vă las foarte mult în așteptare și hai să vă arăt, vine cinematicul acum. Cum ați văzut în cinematic, avem un Camaro 2019 cu 300 de căluți puternici. Mașina efectiv pentru mine mi se pare extrem de frumoasă și am ales-o pentru că mie cel puțin mi se pare unicat atât în online cât și în România, pentru că nu prea am văzut pe străzile noastre Camaro. Pentru cei care o să întrebați, da, este un Camaro 2.0 cu 300 de cai, 450 de Nm. Mașina în momentul actual are doar 20.000 de kilometri. Este cea mai dotată ediție de Camaro. O să vedeți în interior efectiv câte dotări are. Eu oricum sunt fiert pe ea, îmi place foarte mult culoarea și vreau să lăsați în comentarii dacă și vouă vă place. Am foarte multe emoții pentru că mi-o doream de extrem de mult timp. Și haideți să vă arăt puțin dotările, pentru că cel puțin pe mine m-au lăsat mască trecând de la un Duster RS la un Camaro RS. Hai să vedeți puțin interiorul care m-a cucerit și ăsta a fost un motiv foarte important pentru care și am ales mașinuța asta, interiorul. Acesta este, cred că, cel mai frumos interior care se poate pune pe Camaro, în afară de cel de Zielwan. Are efectiv alb, negru. Eu am foarte multe emoții și probabil o să greșesc mult în vlogul ăsta, dar asta e din cauza emoțiilor. Și hai să vă arăt câteva chestii care pe mine m-au mascat. Odată, am în Camaro încălzire în volan, răcire în scaune, încălzire bineînțeles și toate nebuniile de pe aici. Bordul, care bordul mi se pare foarte special, cockpitul ăsta, pentru că nu este de Camaro normal, este de Zele 1, adică varianta aia cu 600.000 de cai și efectiv mi se pare superb, așa cum vedeți, și apare acolo 25.000 de kilometri, care mi se pare un număr wow pentru o mașină de genul. Aici avem modurile de schimbare a sport, tur sau zăpadă, deși nu știu cât o să ies eu cu asta pe zăpadă, că încă mă obișnuiesc cu tracțiunea spate. Ăsta este volanul de la Camaro, care pe mine cel puțin m-a cucerit. Mi se pare un volan absolut super. Vreau să vă aud și vouă părerea în comentarii. Aici este navigația, care, apropo, pe acest Camaro avem ambientale. Nu o să se vadă acum, o să vă pun eu un cadru din noapte cu ambientalele. Are aici la navigație, pe uși, și după cum vedeți avem boxe pe mașină, Bose sau Bose, nu știu exact cum se pronunță. Stați că trebuie să aprind CarPlay-ul, care pentru mine este o noutate, pentru că eu până acum n-am avut CarPlay. Vă dați seama, am trecut de la Duster la Camaro, adică e 10 nivele peste. Și cel puțin mie îmi place foarte mult mașinuța asta și cum arată, interiorul m-a cucerit enorm de mult. M-a uns pe suflet și asta a fost unul din motivele principale pentru care am cumpărat-o. Și pe lângă asta, kilometri, care efectiv pe mine m-au dat pe spate, pentru că sunt foarte puțin. Totodată, mi-am dorit și nu aș fi la mașina asta pentru că am mai găsit Camaro-uri fără panoramic. Este tot ce mi-am dorit vreodată. Este prima mea mașină care are și panoramic și efectiv sunt foarte fericit. Și pe lângă asta, Betty deja a început să-și pună toate prostiile prin mașină. Aici are un dinozaur, are păpușele pe uși și ce să vedeți? Mi-a pus și mie un păpușel de ăsta la cheie, ca să vedeți cum arată și cheița de Camaro. Cam așa arată. Mi se pare o cheie simplă, nu e ceva wow, asta chiar e simplă. Și încă o chestie foarte tare, are pornire din cheie și oprire din cheie, care la fel țăranul de mine iarna o să o folosească ca să încălzească mașina. Dau drumul de la balcon, bam bam, și a pornit mașinuța. Iar acum haideți să trecem puțin la exteriorul mașinii, care mie cel puțin mi se pare efectiv superb. De spatele ăsta, uitați-vă cât de agresiv e și încă nu are kitul de Zele 1, pe care, apropo, o să-l punem pe toată mașina, o să-i facem eleroane de alea mari. O să fie foarte tunată. Vreau să lăsați în comentarii dacă ar trebui să schimb culoarea. Eu sunt foarte în dubii pentru că îmi place mult. Aici avem spatele, stopurile care mi se par magnifice, evacuările care, bă, evacuarea se aude destul de ok. Nu mi se pare că se aude ceva racheta, dar clar o să facem și o mică evacuare. Și acum hai să trecem pe lateral la mașinii. Mașina a venit de fabrică cu roți
roți pe 20, ceea ce mi se pare mai rar pe o mașină să vină cu roți pe 20 de fabrică. Are și chestiile astea, ochiul de pisică, care la fel este tot de pe ZL1. În general, la Camaro-uri, ăsta vine portocaliu sau roșu. Aceasta, apropo, este versiunea de America, pentru că mașina chiar a venit din America, direct în România. A fost transport direct către Anduțu. Pentru cei care o să spună că mașina asta a fost din Anduțu America, a fost daună, a fost praf, mașina asta n-are efectiv niciun accident, nicio zgârietură. E efectiv nouă mașina și asta a fost un motiv în plus pentru care am cumpărat-o. Bara îmi place, dar sunt în dubii dacă să o las pe asta sau să pun bara de ZL1. Știu că este un motor de 2.0, dar credeți-mă că este foarte potent. Mașinuța, am făcut un 0-100 cu ea și a scos 5 secunde. Ea are în bordul acela digital, are efectiv să înregistreze. O să o facem și cu Draghi ca să vedem dacă e pe bune sau nu, că poate e greșită la din bord. Iar să facem o listă acum pentru modificări, pentru că vă dați seama când am luat mașina asta, nu o să o las stock, pentru că mi se pare prea cu minte deocamdată. O să încerc să pun tot kitul de ZL1 pe ea, deși este foarte greu de găsit unul original, pentru că nu vreau să pun pe mașina asta piese aftermarket sau alte prostii. Vreau efectiv totul să fie original pe ea. Clar, o să facem geamurile mai negre, pentru că pe spate luneta sunt mult prea transparente. Totodată o să vreau să facem și o evacuare și un soft de putere, jante. Clar vreau să-mi iau jante. O să vedem și de unde ne luăm, că nu știu dacă să iau jante tot argintica astea sau negre, dar tot pe 20 o să fie jantele. Sunt curios dacă ghicește careva în comentarii cât a costat această mașinuță având 20.000 de kilometri. Este modelul 2019, zero daune și după cum ați putut vedea, mașina este absolut full. Sunt curios pe lângă seriile în care o să modificăm mașina, ce ați vrea să facem cu ea, de exemplu, plimbăm abonații sau le prezentăm prietenilor mei mașina. Vreau să lăsați în comentarii dacă vreți cât mai multe serii cu această mașină și ce serii ați vrea să facem cu ea. Iar acum, pentru că știu că vă doriți asta, haideți să vă arăt cum se aude evacuarea. Băi, nu se aude vreo rachetă cu pocănit, cu bocănit, pentru că este încă stoc, dar cel puțin pentru mine, momentan este suficient. Momentan. Stați să vedeți ce o să facem pe ea. Așa cum ziceam, momentan mașina nu se aude rachetă să pocăne, să băcăne, dar în viitor chiar vreau să-i fac o evacuare, să-i dea așa puțină viață, pentru că exteriorul mi se pare mult prea agresiv în comparație cum se aude evacuarea, deși în mers, evacuarea mi se pare că se aude mult, mult mai tare decât pe loc. Într-adevăr, are și limitare la 4000 de ture mașinuța. Tot aș vrea să știu dacă ați vrea să facem multe vloguri, gen car vloguri. Știu că nu este neapărat zona mea și nu sunt eu un car vlogger, eu sunt mai mult pe mâncare, pentru că o să facem și serii de mukbang-uri în aceeași mașină, dar sunt curios dacă ați vrea să vedeți vloguri cu POV-uri de seară, să vedeți exact ambientalele. Eu o să vă pun o imagine să vedeți exact cum arată și ambientalele pe seară, pentru că pentru un Camaro mi se pare absolut genial cum arată bordul și cockpitul. Adică mulți asociază Camaro cu ceva ieftin, dar credeți-mă că acest mic Camaro și drăguț n-are nicio legătură. Și băieții mei, cam atât a fost cu vlogul ăsta. Poate a fost un vlog mai rapid, dar efectiv am vrut să vă transmit tot ce aveam, pentru că sunt și foarte entuziasmat și nu pot să fac acum un vlog în care să vorbesc lent și să nebunesc. Dacă vreți, o să fac și un vlog de ăsta în care fac ce-mi place și ce nu-mi place la mașină și o să încerc să vorbesc mai lent. Dar momentan eu am luat mașina asta de 2 zile și efectiv eu încă sunt prins, sunt transa ei, adică sunt mort după ea, n-am cuvinte, efectiv sunt mort după ea. Și până data viitoare, nu uitați să dați o guriță mică butonul de like. Eu am fost Sandu, în spatele camerei a fost Radu, v-am pupat, pa, pa!